Haideți să citim din nou textul din Isaia, capitolul 8, continuăm studiul nostru. Am ajuns la versetul 14, la ultima parte, dar ca să avem contextul în minte, să avem mesajul acesta care își găsește împlinirea peste veacuri, așa cum am văzut cât de des este citat în Noul Testament. Acest pasaj o să citim de la versetul 11 până la versetul 20. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Și atunci el va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor poticni, vor cădea și se vor sfărâma, vor da în laț și vor fi prinși. Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. Eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov, în el îmi pun încrederea. Iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului Oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Amin. Am ajuns cu studiu în versetul 14. În prima parte, Domnul spune: Și atunci, el va fi un locar sfânt. Când? Atunci, atunci când rămășița din popor, cea numită ucenicii lui, cei descriși prin uh, cuvintele lui Saia, uh, și anume că au fost luați, au fost apucați de mâna Lui și înștiințați să nu umble pe calea poporului acestuia. Rămășița aceasta care nu se teme de ce se teme poporul, ci se teme de Domnul și învață să-L sfințească, să-L declare Sfânt și să umble înaintea Lui în consecință, să-L asculte și să-L onoreze. Atunci când vor învăța ce înseamnă cu adevărat teama de Domnul, nu de circunstanțe sau de ceilalți oameni, atunci el va fi un locaș sfânt, spune textul. El va fi un sanctuar, termen care înseamnă într-adevăr loc sfânt, loc de închinare, dar și loc de adăpost, loc de siguranță, loc care oferă protecție. Însă, atunci, el va fi și o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două casele lui Israel, un lați și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor potigni, vor cădea și se vor sfărâma, vor da în laț și vor fi prinși. Ierusalimul sau, de fapt, casa lui Israel, văzută încă separat aici, cele două casele lui Israel, sunt împărțite în două, în imaginea aceasta, dar nu între Iuda și Israel ci Iuda și Israel pe o parte, majoritatea, calea poporului, cei mulți, pe care îi întâlnim în versetul 15, și ucenicii, aceia pe care Domnul i-a luat, cei ce se tem de el, cei ce îl sfințesc, cei ce îl ascultă. Ei sunt doar o parte din urmașii fizici a lui Israel, a lui Iacov. Așa îi vede Isaia, așa îi vede Domnul în pasajul acesta. Și e important ca să înțelegem, să păstrăm în minte lucrul acesta, că Domnul se adresează unora avertizându-i cu privire la judecată și se adresează altora asigurându-i că pe ei, ei sunt cei protejați. Ei sunt rămășița credincioasă care se bucură de binecuvântarea și de protecția lui. Cei care îl resping și resping cuvântul lui Dumnezeu sunt dintre cei care îl vor găsi pe Iacve. În loc de locaj sfânt, de sanctuar, îl vor găsi drept uh, piatră de poticnire, da? piatră care îi care face să se împiedice și să cadă, stâncă de păcătuire, uh, de pe care vor cădea și uh, vor fi uh, zdrobiți, dar de asemenea Iacve însuși se prezintă ca un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Deci nu doar pentru Samaria, nu doar pentru triburile din nord, semințiile din nord, dar chiar și Ierusalimul va fi afectat, chiar și Iuda. De fapt, termenii aceștia, el va fi un locaj sfânt, am văzut noi, și un lat și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului implică, primul, distrugerea templului fizic și al doilea, căderea Ierusalimului. De fapt, cele două sunt legate și atunci sunt două Afirmații care ne garantează nouă că templul fizic din Ierusalim și cetatea vor fi luate, vor fi cucerite, vor fi distruse. Și poporul locuitorii Ierusalimului vor fi duși în robie. Asta spune versetul 15. Mulți se vor poticni, vor cădea și se vor sfârma, vor da în lat și vor fi prinși. Termeni care arată uh, fuga unui popor uh, care uh, a fost... Uh, învins și încercarea de a scăpa cu viață și urmăritorii încearcă să-i prindă și să-i captureze, să-i ducă sclavi. Asta este imaginea de aici. Și Domnul spune, mulți din locuitorii Ierusalimului vor ajunge în această situație, vor fi prinși, vor fi duși captivi. Asta este pasajul la care noi ne-am uitat și am plecat de la afirmația că Iahve însuși este piatra de poticnire. El este stânca de păcătuire pentru Israel. El este laț și cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Nu este altcineva. cineva. Ei puteau să vadă lucrul acesta ca venind din afara lor, din partea sirienilor, din partea alianței Israelului cu Siria, din partea Babiloniei, Babiloniei mai târziu. Însă Domnul spune, eu sunt acela. Eu fac lucrarea aceasta în mijlocul vostru. În Isaia, capitolul 28, pasaj care extinde afirmațiile acestea și la care ne-am uitat în detaliu, spune în versetul 16: De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Da? Celor care resping cuvântul lui, spunând, a, pe păi ce asta e un limbaj de bebeluș. Da? Învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo, adică drept cine ne. Ei, pe noi, de ne vorbești ca unor bebeluși. Da? Noi am făcut un legământ cu moartea, spune versetul 15, am făcut o voială cu locuința moților, ceea ce implică, am văzut noi, alianțe strategice care, spun ei, ne vor păzi de ceea ce spui tu că va face Domnul, adică de distrugerea Ierusalimului, de luarea noastră în robie sau de uh, omorârea noastră în urma unei înfrângeri militare. Uh. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, spune în versetul 16. Pentru că voi spuneți, noi avem planul nostru B. Noi suntem în siguranță și nu avem nevoie de un plan pe care Dumnezeu să-l furnizeze. Iată, spune Domnul Dumnezeu, Iacve Elohim, în versetul 16. Pun ca temelie în Sion o piatră. O piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Diferite Expresii care, până la urmă, ilustrează același adevăr da, din diferite unghiuri. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă, spune versetul 16. Acela este cel care rămâne pe poziții, care nu se teme, care se consideră în siguranță și nu rupe rândurile și nu fuge. Prin urmare, nu își dă în și în cursă și nu este prins. Asta este afirmația de aici. Voi face din neprihănire, spune versetul 17, o lege și din dreptate o cumpănă și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor uneca de postul minciunii. Expresiile grindină și inundație, furtună, sunt expresii care arată popoarele străine care vor invada Israelul și îl va distruge, ele fiind un instrument de pedeapsă, de judecată în mâinile lui Dumnezeu. Adică el este cel care le va trimite. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și în la voastră cu locuința morților nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi striviți de ea asemenea pildei de mai târziu a Domnului Isus cu cel care își face casa pe stâncă versus cel care își construiește casa pe nisip, când vin ploile, când vin furtunile, apele cele mari, va prăbuși casa respectivă și prăbușirea ei este una mare. Ei bine, toate, toată încercarea lor de a se proteja de tocmai instrumentul pe care Iacvel folosește și îl aduce asupra lor este egală cu 0. Versetul 19, care e unul foarte important, ori de câte ori va trece, urgia apelor năvălitoare a potopului acestea vă va apuca. Ceea ce implică o repetitivitate, o repetiție acolo. E important să ține minte și lucrul acesta. Ori de câte ori va trece. Nu va trece odată și gata. A venit Asiria și gata. A venit Babilonul și gata. Nu. Ori de câte ori va trece. Ceea ce înseamnă că Uh, va exista în istoria Israelului, în cursul timpului, o anumită ciclicitate în care vor veni din nou și din nou acest, această urgie, această inundație, aceste popoare din afară care vor fi instrumentul lui Dumnezeu de a-i pedepsi. Da. Dacă ne uităm în istorie, putem să identificăm această repetiție, această ciclicitate? Cu siguranță că da, au venit asirienii, după aceea au venit babilonienii. În anul 70 au venit romanii și au făcut exact lucrurile pe care le uh, vedem uh, aici. Sfatul lui uh, Isaia este, acum nu bat jocoriți versetul 22, ca nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile, că am aflat de la Domnul Oștilor, că nimicirea întregii țări este hotărâtă. Asta este... Plecați-vă urechea și ascultați glasul meu. <coughs> Fiți cu luarea minte și ascultați cuvântul meu. Și se termină capitolul 28 cu o pildă agrară la care noi ne-am uitat. Adică începe să le vorbească cum în felul în care ei îl, pe care ei îl disprețuiau. Tot așa o să vă vorbesc. Da? Și va mai mult o să vă vorbesc prin uh, buze străine, prin uh, o limbă uh, bâlbâită, așa cum spuneți voi ceea ce vedem că împlinirea finală se regăsește în Noul Testament și semnul vorbirii în limbi, de fapt, era în vremea apostolică tocmai semnul pentru Israelul necredincios că urmează din nou distrugerea templului și distrugerea Ierusalimului. Pasajul din Isaia 28 însă nu se termină aici. Ideea continuă în 29. Capitolul nostru se termină după împărțirea pe capitole, dar nu se termină și ideea. V-am citat deja din capitolul 30 din Isaia, unde uh, uh, ni se spune despre alianța pe care o face, o încearcă Iuda să o facă cu Egiptul. Uh, cine să ne protejeze în calea uh, față de dușmanii din nord? Păi ne aliem cu o țară puternică, devenim vasalii ei, ducem uh, bogățiile noastre, tributul nostru în Egipt da? și ei ne vor asigura protecția. Și asta se întâmplă pe vremea lui Ezechia, un rege bun, un rege care îl iubea pe Domnul și care restaurează închinarea adevărată, așa cum am văzut. Aș vrea să citim acum capitolul 29 din Isarea. Și, pentru că 29, bineînțeles, îl avem între 28 și 30. Da? Și să vedem dacă se referă tot la... Vremurile profetice, la vremurile mesianice, care își vor împlini, își vor găsi împlinirea atunci. Vai de Ariel, care în traducere înseamnă leul lui Dumnezeu. Oare cine este leul lui Dumnezeu? De Ariel, spune, cetatea în care a tăbărât David. Cine este Ariel atunci? Ierusalimul. Adăugați an la an, și lăsați sărbătorile să-și facă ocolul lor. Din nou, o idee de ciclicitate, voi mergeți înainte, an după an, pe calea aceasta. Apoi, voi împresura pe Ariel. Plânsete și gemete vor fi în ea, și cetatea va fi ca un Ariel pentru mine căci te voi impresura din toate părțile, te voi înconjura cu cete de străjeri și voi ridica întărituri de șanțuri împotriva ta. Ce ne transmit nouă cuvintele acestea? Un asediu, bineînțeles, al Ierusalimului. E cât se poate declar. Mai devreme am citit în 28, în demnul lui Isaia, Ascultați, luați aminte, nu ați jocoriți. De ce? Pentru că nimicirea țării este hotărâtă. De domnul. Și acum domnul vorbește despre asediu asupra Ierusalimului. Ține minte Isaia 8, despre pricina de pot, piatra de potinire și stânca de cădere pentru cele două case ale lui Israel și pentru locuitorii Ierusalimului. Ei bine, acum ne descrie ce se întâmplă cu Ierusalimul. Vei fi doborât la pământ. Ce înseamnă asta? Înseamnă luarea cetății, distrugerea Ierusalimului. Da? Deci, șanțurile care se ridică în teritoriile uh, 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 care se ridică împotriva Ierusalimului arată asediul. Da? Uh, șanțurile erau tranșeele, în teritoriile de pământ erau, era un val de pământ sau un zid de pământ care îl făceau, tocmai pe care se montau uh, de război, catapultele, berbecii care aruncau uh, și loveau zidurile cetății, unei cetăți până când ele se prăbușeau, se crea o breșă și atunci armata asediatoare pătrundea în cetate și o lua. Scena era una dezolantă pentru că însemna izolarea cetății respective, nu mai aveai posibilitate nici să primești ajutor din afară, nici să scapi odată ce se finalizau șanțurile și valul de pământ spune mai departe în versetul 4 și de acolo vei fi doborât la pământ și de acolo vei vorbi și din țărână ți se vor auzi vorbele. Da. Pe de o parte, ideea este, ei erau, imaginați-vă, geografia locului, deci ei erau așezați pe un deal, pe muntele Sionului, erau la înălțime, o cetate care, și o poziție care îi favoriza. De multe ori a fost Ierusalimul asediat și a scăpat. Da? Ei bine, dar din înălțimea respectivă vor fi aduși jos și plecați cu capetele până la pământ și vor vorbi din țărână, ceea ce implică înfrângerea lor. Glasul tău va ieși din pământ ca al unei năluci și din țărână îți vei șopti cuvintele. Aici, ideea care este? Glasul tău va ieși din pământ ca al unei năluci, din țărână îți vei șopti cuvintele. Uh, Cred că, pe de o parte, trimite spre ideea asta de a fi cu capul în țărână și a vorbi de acolo, a fi plecat, a fi înfrânt, a fi luat în robie, poate să însemne și ideea aceea de a fi pus în locuința morților, în a, mormânt. Da? Dar felul în care Domnul exprimă cuvintele sau noțiunea aceasta, va ieși glasul tău din pământ ca în năluci și din țărână îți vei șopti cuvintele. Ideea de șoptire și de glas ca unei năluci ne trimite înapoi în Isaia capitolul 8 la practica lor. În versetul 19 spune, dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morți și pe cei ce spun viitorul care șoptesc și bolborosesc. Da? Răspundele, nu va, chema, nu va întreba un Dumnezeu pe poporul lui. Și atunci, cred că afirmațiile acestea ilustrează și pedeapsa Domnului pentru practica lor, de a întreba morții și de a apela la oricine altcineva să le spună viitorul, dar nu la Domnul însuși care, iată, vine și le spune ce o să se întâmple, dacă ei nu se pocăiesc și cu toate astea ei ignoră mesajul lui. Mergeți la cei care șoptesc și bolborosesc, la cei ce cheamă morții, voi veți ajunge ca morții aia și glasul uh, vostru o să se audă ca și cel al uh, uh, celor care uh, vă spun viitorul în felul acesta. Dar mulțimea vrăjmașilor tăi va fi ca o pulbere măruntă și mulțimea supritorilor va fi ca pleava care zboară și aceasta deodată într o clipă. De la Domnul spune versetul 6 de la Yahve Sabao, de la Domnul Oștirilor, va veni pedeapsa cu tunete, cu tremure de pământ și pocnet puternic, cu vijelie și furtună și cu flacăra unui foc mistuitor. Din nou, imaginea unui, unei furtuni puternice cu trăznete, cu tunete, cu potop de apă, o furtună devastatoare care te inundă și care trăznetele lovesc și incendiază obiectele respective, flacăra unui foc mistuitor. Și ca un vis, ca o vedenie de noapte, așa va fi mulțimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel, așa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui și cetățui lui str strângându-l de aproape. După cum cel flămând visează că mănâncă și se trezește cu stomacul gol, și după cum cel însetat visează că bea și se trezește stors de puteri și cu setea împărată, tot așa va fi și cu mulțimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. O să sar peste anumite pasaje pentru că noi o să ne întoarcem la ele în studiul nostru. Rămâneți încremeniți și uimiți, închideți ochii și fiți orbi. Ei sunt beți, dar nu devin. Se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari. Din nou, afirmația o regăsim în capitolul 28 pe care noi l-am studiat în versetul 7, spune, dar și ei se clatină de vin. Cine? Păi, spune în versetul 1, vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim, de floarea veslejită care este strălucirea podoabei sale pe culmea văii a celor ce se îmbată. Și apoi vorbește de furtuna care vine din partea Domnului. Preoți și proroci sunt îmbătați de băuturi tari, spunem 28 cu 7, sunt stăpâniți de vin, omețel din pricina băuturilor tari, se clatină când proroce, se potinesc în judecă. Dacă mă întorc în 29, da? deci spune, ei sunt beți, dar nu devin, se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari, ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire va închis ochii prorocilor și va acoperi capetele văzătorilor. De aceea toată descoperirea Dumnezească, a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Pentru că Domnul a ascuns, da, de profeții de curte din cauza compromisurilor lor, pentru că el a ascuns de preoți și de înțelepții poporului lucrurile astea, ele au ajuns ca o carte cetluită. Ce e o carte pecetuită? Pe vremea aia cărțile erau un sul. Da? Nu erau cu pagini ca acum. Deci erau un sul rulat și dacă era pecetuit înseamnă că era închis. Nu puteai să deschizi cartea respectivă. Nu puteai să ai acces la um, conținutul ei. Mai vorbește undeva despre carte cetluită. Păi în Isaia 8, pasajul nostru, și o să ajungem după aceea pe parcursul studiului și la versetul acesta, în care Domnul îi spune să pecetluiască mărturia în mijlocul ucenicilor. Poporul, cel pedepsit de Dumnezeu, cel care s-a împotrivit lui Dumnezeu, o să respingă mărturia aceasta. În fața ei, n-or să o accepte, n-or să o înțeleagă, n-or să o creadă. Da? Uh. Descoperirea Dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetruite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și zici, ea citește, el răspunde, nu pot, că este pecetuit. Da? Citește mesajul, citește, îl auzi cu, cu urechile tale și nu îl înțelegi, nu pot, e pecetruit pentru mine. Da? Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și zici, ea citește, el răspunde, nu știu să citească, nu înțeleg, da? nu, nu pot să percep mesajul acesta, descoperirea lui Dumnezeu. Asta e afirmația de aici și o să ne întoarcem la ea. Domnul zice, când se apropie, și acum vreau să, țineți, să remarcați bine afirmația aceasta, pentru că ei au respins cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a făcut ca prorocii lor să le vorbească ca unii beți. Da? ca unii care nu percep corect realitatea. Și nu s-a întâmplat lucrul acesta. Păi vedem pe vremea lui Ieremia că s-a întâmplat exact. Da? Învățătorilor, cei care trebuiau să-i ghideze pe calea dreaptă, să fie plăcuți lui Iagve, să se pocăiască de păcatele lor și să aibă pe parte de binecuvântarea lui, învățătorii lor le vorbeau prostii. Da? Și de fapt îi scufundau mai tare în păcat și în împotrivire, în, în așa fel încât ei în urma învățăturii primite, au respins cuvântul lui Iacov. Domnul zice: Când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de dat omenească. Ne sunt cunoscute cuvintele astea? Cine le citează? Domnul Isus însuși, în Matei, capitolul 15, când se adresează cui? Fariseilor. Ia uitați ce spune. După ce uh, vin niște farisei și niște cărturari din Ierusalim, Matei 15 1, au venit la Isus și l-au luat la rost de ce ucenicii lui calcă datina bătrânilor. Versetul 2. Drept răspuns, Iisus le zice, dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Și Domnul continuă și în versetul 7 le spune, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Domnul însuși aplică cuvintele din Isaia 29, care e parte din pasajul mai larg, 28-30, care e o explicație până la Isaia 8, da? pasajul nostru, le aplică uh, timpurilor lui. Spune, da, voi ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Care e rezultatul practic? Poporul se scufundă tot mai mult într-un formalism, într-o închinare de pe buze, formală, dar nu din inimă. Aș vrea să citim și versetul 13 din Matei 15, care spune, drept răspuns, el le-a zis, orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel Ceresc va fi smuls din rădăcină. lăsați sunt niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Ăștia sunt liderii poporului. Da? Din punct de vedere spiritual sunt niște orbi. Ceea ce învață sunt niște porunci, niște datini omenești care de fapt îi îndepărtează și pe ei și poporul de adevărata frică de Domnul, de adevărata cinstire a numelui Lui. Ce îi așteaptă? Orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Dacă e să folosim cuvintele Domnului din pildavierilor de mai târziu, ce îi așteaptă pe administratorii aceștia necredincioși? Domnul avea înaintea lui o mostră dintre ei, fariseii și cărturarii veniți de la Ierusalim. Împărăția va fi luată de la voi. Și va fi dată unui neam care va duce roadele cuvenite. Și vorbim despre piatră, acolo, pe piatra pe care va cădea el, și Domnul se prezintă pe sine ca piatră, pe acela îl va spulbera. E important atunci să uh, vedem că contextul din Isaia 29 este unul mesianic, pentru că Domnul îl citează ca împlinindu-se atunci având legătură cu generația respectivă și cu lucrarea lui. După ce spune că poporul se apropie de el doar cu gura și cu buzele, dar nu cu inima, frica, spune în Isaia, pe care o are de mine, nu este decât o învățătură de dat omenească. Teama de Domnul este parte integrantă din sfințirea Domnului, cum am văzut în Isaia 8. Nu poți să-L sfințești pe Domnul fără să te temi de El. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de El să vă temeți și să vă înfricoșați. Și atunci El vă va fi un locaș sfânt. Teama pe care i-au construit-o, reverența față de Dumnezeul lor, era doar ceva creat artificial pe baza tradițiilor lor. Nu venea din într-o inimă schimbată. De aceea, da. pentru că ei mă cinstesc sau se tem de mine doar pe baza tradiției, doar cu buzele și cu gura, cu inima însă sunt departe de mine, de aceea voi lovi iarăși pe poporul acesta. Da? Voi, voi lovi. Cine face lucrul acesta? Din nou, Dumnezeu este lucrarea pe care el o face în Israel, voi lovi poporul acesta cu semne și minuni din ce în ce mai minunate. Așa că înțelepciunea înțelepților lui va pieri și priceperea oamenilor lui pricepuți se va face nevăzută. Un pasaj la care vom reveni când vom discuta despre semnele minunate și lucrarea minunată pe care Dumnezeu o face în mijlocul lor. Vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic cine ne vede și cine ne știe. Cine sunt ei? Liderii poporului și cei care fac un legământ cu locuința morților, cei care fac o învoială da? cu moartea, cei care merg la Egipt, cum spun în capitolul 30, și nu cer sfatul Domnului, cei care iau hotărâri fără el. Stricați ce sunteți. Oare olarul trebuie privit ca lutul? Sau poate lucrarea să zică despre lucrător, nu m-a făcut el? Sau poate vasul să zică despre olar, el nu se pricepe? Ne sunt cunoscute cuvintele. Apostolul Pavel le citează unde? În Romani, capitolul 9, versetul. De în. 20 văd trimiterea aici, într-un pasaj care vorbește despre alegere și respingere, despre împietrire și pur și simplu despre uh, alegerea suverană a lui Dumnezeu, ilustrată în istorie, atât prin alegerea lui Iacov și respingerea lui Esau, prin uh, înălțarea lui Moise și uh, pedepsirea lui Faraon, dar și pasajul uh, Romani, capitolul 9, se termină. Cum? Deci, ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănirea au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință, pe când Israel, care umblă după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire. Expresia pe care o studiem noi, după cum este scris: Iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere, și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Din Septuaginta, pasajul este din Isaia 28, care spune, în versetul 16, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Din nou, un pasaj în Isaia 29, mesianic, care vorbește despre uh, vremurile acestea și relația Israelului național cu Domnul, pedepsirea Israelului național, tăierea lui, dar totuși păstrarea unei rămășițe credincioase. Peste puțină vreme, spune versetul 17, Libanul se va preface în pomet și pometul va fi socotit ca o pădure. În ziua aceea, Surzii vor auzi cuvintele cărții, și ochii orbilor, izbăviți de negură și întuneric, vor vedea: Cei nenorociți se vor bucura tot mai mult în Domnul, și săracii se vor veseli de Sfântul Israel. Mai întâlnim în Isaia expresiile acestea: orbii, surzii, săracii, cei nenorociți. nu așa? Dar în același timp le întâlnim și în lucrarea. Domnul Isus. Vă aduceți aminte când vin trimiși lui Ioan Botezătorul la Domnul să-l întrebe, să întrebe, spune să-l așteptăm pe altul, tu ești Hristos, să-l așteptăm pe altul. Ce mesaje le transmite Domnul Isus? spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Și da? Șchiopii umblă, orbii văd, surzii aud, săracilor li se vestește Evanghelia. Da? Este iarăși un pasaj la care se face aluzie în timpurile mesianice ale Domnului Isus. Căci, spune 20, suplitorul nu va mai fi, batjocoritorul va pieri și toți cei ce pândeau nelegiuirea vor fi nimiciți. Cei ce o sândeau pe alții la judecată întindeau curse cu ei înfrutau la poarta cetății și ne păstuiau fără temei pe cel nevinovat. Adică din timpuri în care Sfântul lui Israel va face judecată în țară va domni neprihănirea și dreptatea. Și toți dușmanii, cei din interior, din cei corupți din popor și cei din afară, vor fi nimiciți. De aceea, așa vorbește Domnul către casa lui Iacov, el care a răscumpărat pe Avram. Acum, Iacov nu va mai roși de rușine și nu îi se va mai îngălbeni fața acum. Când vine Domnul și lucrează în felul acesta și vedem că Face lucrul acesta prin piatra pe care o pune în Sion, piatra aceea aleasă și scumpă. Da. Atunci, uh, urma și lui Avram, uh, e pomenit Avram și e pomenit Iacov, uh, patriarhii, Iacov nu va mai roși de rușine. De ce? Datorită felului în care se comportă fiii lui. Și nu îi se va mai îngălbeni fața acum. Nu va mai avea parte de frică, de spaimă Așa înțeleg ideea de a îngălbeni nu? Căci când vor vedea ei Am înțeles că în ebraică spune când el îi va vedea pe copiii lor Deși expresia e destul de dificil de tradus În mijlocul lor lucrarea mâinilor mele da? Deci când se vor întâmpla lucrurile astea rămășița sau sămânța lui Iacov, care nu-l va mai face pe Iacov sau pe Avram să roșească. De fapt, cine sunt copiii aceștia? Lucrarea mâinilor mele. Îmi vor sfinți numele. Lucru pe care ei nu-l făceau. Pentru că se apropiau de el doar cu buzele și doar cu gura, nu din inimă atunci vor sfinți pe Sfântul lui Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. Vine o vreme da, în care, cu adevărat, urmașii lui Iacov vor fi ceea ce generația de atunci și generația din timpul lui Isus, care este Mesia, nu au fost. Ce spune Domnul? Sfințiți însă pe Domnul oștirilor. În Isaia 8. Și nu au făcut lucrul acesta. De el să vă temeți și să vă înfricoșați. Și nu au făcut lucrul acesta. Însă, când va veni o generație a copilului lui Iacov, care este lucrarea mâinilor lui Iacve, atunci ei îi vor sfinți numele. Vor sfinți pe Sfântul Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. Asta implică o rămășiță credincioasă o generație credincioasă, pentru că în momentele acelea nu erau decât o rămășiță mică credincioasă în mijlocul unui popor necredincios. Cei rătăciți cu Duhul vor căpăta pricepere și cei ce cârteau vor lua învățătură. Așa se termină capitolul 29. Vedem punțile nu? între Vechiul și Noul Testament, între profețiile de aici și felul în care ele sunt citate în nou legământ și cum își găsesc împlinirea. Pe de o parte atunci, în vremea Domnului Isus, și pe de altă parte vedem că timpurile acelea în care Israelul va fi restaurat, în care va fi credincios, în care, se va, în care va fi sfințit, încă nu sosiseră. Da, Mesia trebuia să vină și să invețe învețe, să le aducă instruirea, ei se așteptau ca el să fie primit de Israel, să fie îmbrățișat de Israel, să primească închinare, el să, zide, să zidească Templu, și cu toate astea el se prezintă pe sine altfel decât îl aștepta Israelul. Nu? Și se prezintă pe sine ca Templu, se prezintă pe sine ca piatră, dar piatra asta e o piatră de încercare care cade peste ei, care îi spulberă pe necredincioși. Este o piatră care e lepădată de zidari. Nu îi se găsește utilitatea aceea de a fi puse la locul ei de cinste, la locul ei de început al clădirii, cum trebuie cu piatra din capul unghiului. Piatra de încercare este o piatră de test pe care Iacve însuși o furnizează. Pentru Israel, să știți că nu există un alt test. Nu există un alt test decât piatra pe care Iacve o așează în Sion. Cine este această piatră? Este Domnul Isus Hristos, Mesia. Este Iahve întrupat, pentru că El însuși se prezintă lor. Testul pentru Israel nu este fidelitatea față de legea lui Moise. Așa cum credi. Da? Ja? Testul pentru Israel nu era nici monoteismul, pentru că înainte au fost și idolatri. Da nu este închinarea doar la Iacve. Singurul test pe care Iacve îl pune, piatra de încercare pe care o așează în Ierusalim, este atitudinea față de Isus, acceptarea sau respingerea lui ca Mesia. Asta e piatra de încercare. Asta nu au putut ei să accepte atunci și de atunci încoace lucrurile stau la fel. Cine îl respinge o să fie distrus. În Isaia 28, cu 18 și 19, am zis să fim atenți la afirmația aceasta, care arată o ciclicitate. Zice, când va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi striviți de ea. Ori de câte ori va trece, vă va apuca. Există o repetiție un test pe care ei trebuie să-l dea și pe care trebuie să-l tot repete până îl vor trece. Ori de câte ori va trece. Până voi nu luați piatra pe care eu o așez în Sion, până voi nu luați ca sprijin, nu o să treceți. O să fiți mereu distruși de urgia apelor năvălitoare în loc să stați în siguranță și să nu vă grăbiți să fugiți. Să nu fiți dați de rușine. Dumnezeu a pus un singur test pentru Israel. Și Israelul, când a venit piatra aceasta, Isus Hristos, Isus Mesia, fiul lui David, l-au respins. Au căzut testul. Zidarii au lepădat piatra. Dar testul ăsta rămâne în vigoare în continuare. Și atitudinea pe care Israelul național o are față de Isus reprezintă uh, testul și reprezintă de asemenea. Uh, luarea examenului înseamnă intrarea în epoca mesianică și în binecuvântările promise, pe când căderea din nou și din nou la acest test va implica exact uh, circuitul acesta pe care noi l-am tot văzut, pedepsirea lui Iacve asupra lor, ascunderea feței lui de, uh, față de ei, uh, lipsa binecuvântării, răsfirarea lor printre națiuni, luarea în captivitate și așa mai departe. Israelul național o să fie mereu vulnerabil și mereu în pericol atât timp cât vor respinge piatra pe care i-a pus în Sion, adică pe Domnul Isus Hristos. Orice alianțe vor încerca ei să fac antice sau moderne, El or să fie șubrede, or să ajungă să fie trădați, la fel ca în vechime. O să se sprijinească pe niște toiege din trestie care, dacă își lasă greutatea pe ele, o să se frângă și o să le străpungă și mâna, cum spune tot Isaia. Ăsta e marele examen la care Israelul Național este încă restanțier. Și or să meargă la reexaminare, din nou și din nou, până când vor accepta piatra pe care Iacve a pus-o. Domnul nu își ajustează planul. Nu coboară standardul. A pus o piatră în Sion, o piatră aleasă, o piatră scumpă, o piatră de temelie, care este Isus Hristos. Felul în care este privit Isus este testul binecuvântării sau al pedepsei. Acceptarea acestei pietre pe care Domnul însuși o pune, și care este Isus, Mesia, înseamnă acceptarea nevoilor de un mântuitor din păcatele lor. Nu atât de un salvator politic sau militar. Da? Înseamnă să recunoască faptul că ei înșiși sunt necurați, că ei înșiși sunt păcătoși, că problema lor este una interioară, nu una exterioară. De ce nu ne putem închina noi Dumnezeului nostru așa cum ar trebui, așa cum ne cere? Păi din cauza romanilor, din cauza babilonienilor, da? din cauza musulmanilor, da? că au construit Moscheea al da? Nu? Din cauza voastră. Și până nu înțelegeți că problema voastră este una interioară, este uh, că voi sunteți necurați datorită păcatului și că nu puteți să faceți nimic până când nu uh, vi se deschide un izvor da, de care să, să șteargă păcatul acesta și până nu priviți spre izvorul acela, păcatul rămâne. Acceptarea pietrei respective pe care Iacu a pus-o în Sion este, înseamnă acceptarea nevoii lor de a fi mântuiți prin har da? și renunțarea la neprihănirea proprie pe care și-o pun înainte la complexul lor de superioritate că sunt urmașii lui Avram și că prin aceasta sunt speciali și vor intra în împărăția mesianică odată ce va veni el dar din pietrele acestea spune Ioan Botezătorul și Domnul Iisus da? Dumnezeu poate să ridice copia lui Avram da? ce este născut din carne este carne, îi spune domnului Nicodim în aceeași notă. Până vor accepta această piatră, Israelul se va învârti în cerc. Sunt într-o buclă din care nu vor putea ieși. Există o singură cale de ieșire din circuitul ăsta, de pe pista asta. Și ei mereu și mereu trec pe lângă ea ignorând singura cale de ieșire. Și mai fac un tur de pistă, și mai trec încă o dată pe lângă uh, ieșirea aceasta și o ignoră. Și mereu caută alte și alte ieșiri. Dar Dumnezeu a pus una singură. Asta este uh, crucial pentru oricine să înțeleagă că ieșirea din cercul ăsta vicios este una singură și este Isus Hristos. Este acceptarea Lui ca mântuitor din păcatele noastre. Pentru că așa a fost trimis de Dumnezeu uh, să fie. Uh, Domnul se prezintă pe El ca fiind templu, sanctuarul, locul de protecție și piatra care îi spulberă pe necredincioșii din Israel. Abia atunci când ei o vor lua ca sprijin, nu or să se mai grăbească să fugă, așa cum am zis, n or să mai fie dați de rușine, ci vor fi salvați. Până la urmă, mesajul Evangheliei ne prezintă pe Domnul Isus ca fiind această piatră și chemarea de a-L lua ca sprijin da? este adresată tuturor celor care aud Evanghelia, nu doar Israelului. Și atunci trebuie să ne întrebăm cum este Isus, piatra pe care a așezat-o Iacve, cum suntem noi față de El și cum este El față de noi. Da? El este o piatră, nu noi o facem. Iacve însuși l-a da, făcut. Dar cum este El pentru noi? Este refugiul nostru. Este sanctuarul nostru. Este El locul nostru de scăpare, care ne învață și ne instruiește să ne temem de Dumnezeu în mod corect, să-L simțim, să-L ascultăm și să-L glorificăm. Da. Dacă nu, nu sunt decât două posibilități. Da. Ori cădem noi pe El și suntem frânți, da? ori cade El peste noi și ne spulberăm. Întâlnirea cu piatra aceasta nu te lasă uh, fără urme. Din punct de vedere spiritual, cel care își vede păcatul, uh, întâlnirea aceasta cu starea lui este una care îl zdrobește. nu așa? Dar zdrobirea aceasta și vânătăile pe care le ai la genunchi, că te prăbușești pe piatra aceasta, nu se compară cu Starea de răzvrătire când va veni piatra și va cădea peste tine și te va spulbera. Pentru că el a venit ca o piatră de încercare. O piatră de test care aduce fie mântuire, fie judecată. Da? Pentru toți. Dumnezeu să ne ajute să îl luăm ca sprijin și atunci nu ne vom grăbi să fugim, ci vom fi în siguranță și ne vom păstra liniștea și vom privi spre Domnul ca fiind cetatea noastră de scăpare. Amin.